Salut, numele meu este George Bujor, te aștept cu drag la cursul de AutoCAD de la Dallas Go din Galați. Mi s-a părut foarte interesantă pentru că n-am mai predat AutoCAD. Am lucrat pe el, dar în schimb eu mai ajutam oameni, antrenam oameni la sală. Practic era tot un fel de preda, numai că era pe alt domeniu. Și mi s-a părut foarte interesant, am zis de ce nu. A fost greu un pic la început să mă obișnuiesc cu ideea, pentru că nu toată lumea avea aceeași viziune asupra domeniului ca mine. Nu e chiar așa ușor să îi zici o comandă și o învați imediat. Am observat asta de la primul curs. Trebuie să ai foarte multă răbdare, trebuie să le explici foarte atent și să mergi pas cu pas cu ei, că altfel se pierd pe drum. A fost foarte interesantă. Atât cât cursanții au învățat de la mine și eu am învățat de la ei. Am învățat faptul că trebuie să explic mai clar, mai pe îndelete, ca să pot să fiu la nivelul lor și ei să înțeleagă ce este la nivelul meu. Este experiență care își repetau oricând, n-ar fi asta o problemă, pentru că a început să-mi placă din ce în ce mai mult din ce observ, odată ce am acceptat și experiența cu numărul 2 să fac acest lucru. Și chiar și acum la cursul acesta am cursanți și mai curioși, am pe cineva care studiază chiar și în plus față de ceea ce predau în momentul de față și îmi vine cu întrebări care uneori chiar am avut un lapsus pe moment, dar i-am rezolvat problema fără nicio grijă și mi-am mulțumit la finalul cursului. Oricine ar fi interesat. Nu există o categorie anume, ca să zic, să îi impună o limită cine poate veni și cine nu poate veni. Oricine poate învăța acest lucru. Nu este foarte greu, este nevoie doar de un pic de timp, de exercițiu. Iar în timp totul va deveni foarte ușor și va deveni la îndemână. Deja chiar și la cursul acesta am cursanți care folosesc comenzile cu prescurtări rapide după câteva cursuri, ceea ce este foarte extraordinar. În primul rând, primul lucru sunt comenzile de bază pe care le refolosim și refolosim de fiecare dată. Începem comenzile de început de line, copy, move, care sunt cele mai uzuale. După aia începem să avansăm cu offset, cu trim, fillet, în funcție de nevoile planului. În cazul în care pare nevoie de ceva mai micuț, e mai ușor să fac un offset decât să dea copy și să dea move. Off. Pe principiu, dacă nu au nici cunoștințele de bază al comenzilor, le este greu să deseneze. De asta insist foarte mult să aibă lista cu comenzi pe care eu le dau. Eu le-am explicat de la început fiecare comandă în parte, cum se face, cum se aplică și pe baza listei să folosească comenzile. În cazul în care nu reține, poate să scrie comanda întreagă. Nu trebuie neapărat să scrie prescurtarea comenzii sau folosim din meniu, că avem un meniu unde avem toate comenzile în sine. După ce învață partea de meniu, ne obișnuim cu planul în sine. Ne stabilim o scară anume pe care lucrăm, apoi începem să ne stabilim de unde începem să lucrăm și cum lucrăm. Ne împărțim planșa de desen astfel încât să lucrăm inteligent, să nu irosim nici prea mult spațiu, cu toate că are un spațiu nelimitat, dar nici să ne pierdem desenele, să le facem prea departate unele de altele. Următorul pas ar fi că începem cu planul casei, simplu, în care se vadă doar pereții, se vadă stâlpii, după care facem un alt plan în care se vadă și mobilierul în funcție de cum mobilăm fiecare cameră în parte și mai facem și un plan electric al casei ca să fie totul ok și apoi începem detaliat și luăm fiecare cameră în parte și facem secțiuni din cameră. Astfel încât să vadă pe exact ce am făcut la planul casei cu mobilier, să vedem și în secțiuni cum arată casa în sine. Pe baza librăriei, noi avem multe detalii de finisaj asupra pereților, asupra căzii, diferite cabine de duș, diferite paturi, diferite dressing-uri. Iar la final, când tot proiectul este pregătit, avem și o parte de export. Acesta poate fi ori în format de PDF, ori în format CGXML, în funcție de cum îl dorim să-l salvăm mai departe.
deci în primul rând să observ nivelul cursanților, astfel încât să nu las niciun cursant să rămână în urmă. Trebuie să am grijă să merg cu fiecare în parte, să ajungă la același nivel sau măcar la un nivel foarte apropiat unul de altul. Aș putea zice să văd construcția în sine realizată, pentru că chiar am avut plăcerea să văd două dintre multele proiecte realizate după aproape 2 ani și ceva de la proiectare. Pe principiu, motivația mea este să introduc oameni noi în lumea proiectării, să învețe aceste lucruri formidabile pe care nu foarte mulți le apreciază și nu le înțeleg în sine.